Am analizat de a fi rapăr filele dosarului stufos legat de dispariția de pe Miriște și am descoperit că o nouă ipoteză prinde contur. Mărturia patroanei de la Stâna 2 are informații care dau toată ancheta peste cap. În legătură directă cu noi prin Facebook sunt Aurica, mama lui Ionuț, și îl așteptăm dintr-un minut în altul la cadru și pe pletos. Bună seara, doamna Aurica! Bună seara! Îl așteptăm și pe pletosul, că înțeleg că a avut o zi de muncă grea. Îl așteptăm din minut în minut la, alături de noi, la pupitru. Este și Mihai Vasiliu. Bună seara, Mihai, bine ai revenit. La datorie, cum s-ar spune, la pupitru, nu? Datoriei, sigur. La datoria pupitrului. Cu noi, așa e. La datorie. Avem, am analizat foarte, foarte atent mărturia patroanei de la Stâna numărul 2. În momentul în care eu am fost acolo pe teren, am discutat și cu dumnei, bineînțeles. Pare că în prima zi de căutări pletosul nu ar fi bătut la poarta, să-i spunem așa, a stânei dumneiei. De ce nu ar fi făcut acest lucru? O să aflăm în momentele ce urmează, dar mai mult decât atât o să aflăm și ce mod de operare a avut fostul șef al postului de poliție din Comuna Pogana chiar în prima zi de căutări, la câteva momente după ce a fost anunțat că Ionuț a dispărut. Și aici este o mică incertitudine, pentru că să ne amintim că mama lui Ionuț, care este în direct cu noi, ne spune că a treia zi după dispariție a venit pletosul la dumneai și a anunțat-o de dispariția băiatului său, iar pletosul, pe de altă parte, ne spune că ar fi venit într-un suflet a doua zi, imediat după dispariție, ca să anunțe familia acestuia că... Nu mai știa nici el, exact. Că nu mai știa. Nu mai știa, exact. Dar cu toate astea, telespectatorii noștri, Alina, să știi că au fost foarte, foarte, foarte atenți la fiecare detaliu în parte și s-a întrebat unul dintre telespectatorii noștri dacă pletosul nu știa unde a căzut Ionuț și ce s-a întâmplat în țara respectivă, de ce s-a dus țintit asupra unui loc de pe Miriștea respectivă ca să-l caute. Unde a căutat, o să aflăm în momentele ce urmează. Doamna Aurica, a plouat la dumneavoastră, că la noi astăzi a fost așa un fel de lapoviță și ninsoare, încă de dimineață, o vreme foarte urâtă. La dumneavoastră n-a plouat. A fost o vreme bună de treabă, să înțeleg. Cam înorat a fost. Cam înorat, dar n-a plouat, asta e important. Adică s-a putut lucra pe afară. Aici a fost crivăț, a fost jale și încă mai plouă, o ploaie din aia foarte rece, chiar cu fulgi de dimineață. Vreau să vă întreb dacă pletosul azi a fost din nou la pădure, la muncă, la... Nu, e la cineva. La cineva descarcă niște porumb. Am înțeles. Descarcă porumb? Porumb, da. Porumb. Niște grăunță. Niște grăunță, am înțeles. Până vine el, sperăm să ajungă în timp util, patroana Stânei 2 ridică niște semne de întrebare extrem de importante. Despre ce se vorba aflăm din materialul următor. Vă avertizăm, sunt informații cu un puternic impact emoțional. A doua zi am văzut doi călari, patru băieți. Ați intrat în vorbă cu ei, ați vorbit cu ei? Nu, nu, pentru că era tocmai acolo, la... deci dincolo de, nu, dincoace de pod. Cei doi călare chiar nu au venit până aici la dumneavoastră să vă întrebe ceva? Nu, 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 deci numai acolo s-au dus, cred că unde și crede el că a căzut. Deci dincoace de pod și dincolo de pod. Și apoi s-a dus în sat. Și apoi și-a luat-o la deal încolo. Aici era arat, dincoace era arat și se cunoștea urma, dacă trecea cu căruța. Oricum, spunem că roțele nu se cunoșteau, că zic cauciuc. Dacă o chita la cal, se cunoaște. Nu era nici urmă de copite, spune, măi, ca să nu ne încurcăm un pic. Femeia asta de la Stâna 2 nu e femeia cu care, nu e Cristina, fata lui Crăcănici? Nu, se presupune că ar fi o altă, doamne, este doamna Gina. Da, și doamna Gina are vreo relație de rudenie cu domnul Crăcănici? Da, este fica domnului Crăcănici. A, altă fică! Altă fică. A, mă scuzați, adică nu e Cristina, și eu, că nu mai Gina. Înțelegeam care e fică. A, păi, dar de ce nu zicem noi că de la Stâna 2 e rudă cu Stâna 1, în sensul că la Stâna 2 e doamna Gina care e fata lui Crăcănici de la Stâna 1? Adică ce mi-i tasul, ce mi-i fisa, nu știu cum să vă zic. Ca pentru mine acum, dacă un om dispare de la una dintre stâni, tot acolo se cheamă. Că, știți ce zic? Tată, l-am găsit pe Ionuț mort de bat în Miriște. Ce fac cu el? Adă-l încoa. Că
dacă mergem pe ideea asta. Nu-i mare chestie. Că e fică sa, că el tot în fieful lor acolo, tot în familie e. Dacă e să fie, dacă mergem pe această variantă a dispariției și a intervenției lui Crăcănici în toată această operațiune. Mai ales că cei doi au acolo stâni, una de oi și una de capre, deci vă dați seama că sunt pe fir continuu, nu mai are nimeni stân în împrejurim decât ei în familie. Crăcănici și spunea că din timpul lui Ceaușescu avea stâni și avea peste 700 de oi atunci. Da? Deci am înțeles că are un background foarte important, foarte încărcat. Așadar, tot aia mie, că mi-e fata, că mi-e el, tot acolo la ei în familie sunt, dacă ar fi să fie, rețelele, da? Dacă mergem pe această idee. Bun. Doamna Urica. Putin? Da. Atâta timp cât s-a căutat acest copil, fiica dumneavoastră care plecase a doua sau a treia zi chiar cu pletosul să-l caute pe Ionuț, v-a spus pe unde l-a căutat? Da, da. Unde? L-au căutat de la stâni, l-au căutat pe marginea barajului, la Munoz, pe la bază. Da, și de la stâna asta pe aici, de unde zice Gina că nu s-au văzut urme de copite? L-au căutat și pe acolo. Da, e interesant. Fiica dumneavoastră v-a spus că i-ar fi răspuns cineva în momentul în care a întrebat pe acolo oameni dacă l-au văzut pe Ionuț? La stânele alea? M-a întrebat atunci când pe cineva, dar nu știu pe cine s-a întrebat, nu știu. Și ce ar fi spus acel cineva? M-a întrebat că nu l-a văzut, nu a văzut nimic, nu a auzit. Dar mai țineți minte dacă era o femeie sau un bărbat, cel care ar fi fost întrebat de fiica dumneavoastră? Acolo, la stâna cu capri, au spus că era plecat soțul familiei ăștia, era plecat în Italia. Când s-a dus atunci, și-a întrebat. Dar fata dumneavoastră a vorbit cu cineva de la stâna numărul 2 atunci când s-a dus să-l caute pe Ionuț? Nu, la Mitic o vorbit, la stâna cu el. Deci, pare că totul se învârte la stâna domnului Crăcănici. Pentru că, așa cum ne-a spus și patroana de la stâna numărul 2, da, cei doi ar fi căutat doar înainte și după un pod. Noi știam de un singur pod, dar astăzi am mai aflat de un al doilea pod, un poduleț, ca să-i spunem așa. Ca să explic un pic ce am în spatele, meu pe ecran, aici avem stâna numărul 1, avem barajul Cuibul Vulturilor, da? Avem drumul județean, le mulțumesc tare mult colegilor mei din regie, în special producătoarei noastre, Ela, care face posibilă această transmisiune live, chiar pe Maps. Avem stâna numărul 1. O să rog să mergem un pic mai în dreapta, da? Mai în partea asta. Bun. Haideți să mergem un pic mai în față. Doar puțin mai în față. Haideți să ne întoarcem un pic. Bun. Și aici observăm podul despre care ni s-a spus, da? Care este între cele două stâne. Stâna numărul 2. Iată, colegii mei ne arată acum. Vedem aici niște baloci, da? Și mai avem în cealaltă parte stâna numărul 1 în partea aceasta, da? Ce distanță este, Mihai, între cele două? Ce distanță este? Cam? Nu este o distanță foarte mare. Câteva sute de metri. Da, dar îți face lași câmp acolo, pe marginea. Da? Avem aici, zona aceasta nu era, da, atunci, în perioada respectivă, este o proprietate a unei alte persoane, iar aici, în spate, undeva, avem și stâna numărul 2, da? Observăm că nu este chiar așa de departe față de stâna domnului Crăcănici. De ce ziceai tu, Mirela? O să fac o precizare, pentru că fata domnului Crăcănici, patroana de la stâna numărul 2 și chiar și soțul dumneei, ne-a spus că cei doi nu-și vorbesc, tată și fiică nu-și vorbesc. Pentru că, la un moment dat, și acum ar fi această râgă, ca să-i spunem așa, a fost vorba de o ceartă pe un islaz. Iar cei doi nu mai au o legătură unul cu altul. Nu-și mai vorbesc. Dar totuși, dacă găsești un om căzut în apropierea uneia dintre stâne, nu-l sun pe taică-tu sau pe fiică-ta, să uite, tată, l-am găsit pe ăsta, ce facem cu el? Hai să chemăm salvarea. Sau, adică nu cred că...
Da, da, din nou nu revenim la... Nu poate exista la... niciun fel de comunicare. Așa este, dar din nou revenim la elementul bizar, unul dintre multele elemente bizare ale acestui caz, da? Faptul că există două persoane care clar erau atunci la stâne. Niciuna dintre ele nu aude niciun zgomot, nu vede nicio căruță, nu aude niciun ionuț, nu aude niciun pletos. Nu latră nici câine, nu nici nimic. Nimic. Nimic, da. Deci absolut nimic. O persoană, dacă facem acum un experiment, dacă, nu știu, cade ceva din spatele camerelor sau ceva în spate la platouri, noi auzim orice, indiferent că ar fi, nu știu, o persoană, o cameră, acolo nu un telefon. Este o zonă, nu știu, cu mult trafic, nu auzi sirene, nu, e câmp. Este câmp într-adevăr, dar avem și drumul județean 243 care... E mai departe, nu e chiar așa lângă. Față de stâna numărul 2 este un pic departe drumul județean, dar față de stâna numărul 1 deloc. Și o să-i rog pe colegii mei să mergem până la stâna numărul 1, vă rog tare mult. Mulțumesc încă o dată. Dar a luat-o pe aici cu mașina, a luat-o prin spate. Căruța. Da, cu căruța. Căruța, nu da. Știm că iarăși avem un element. Iarăși păi un nu element. I-a zis morarul să o ia pe partea cealaltă, că aici e aglomerat. Nu, și ei ar fi luat-o pe drumul județean, susține pletosul. Acum, păi și nu de știm. Ce a ajuns? Când a intrat pe Miriște? De ce a intrat pe Miriște de pe drumul județean? De pe Pentru șosea? Că cei doi ar fi văzut două mașini, iar Ionuț, fiind cu spatele da. În căruță, da. I-ar fi spus, întoarce, ia-o pe aici, pe Miriște. Du-te pe aici, pe Miriște. Ionuț care era cu spatele mașini. La mașini. Da. Da, Ionuț era chiar așa, da? Cel puțin așa da. Ne S-ar fi speriat de mașini sau ce ei? Nu mai merseseră cu căruța până atunci pe stradă? Păi sau... nu, că ci că vezi, doamne, ar fi furat lemnele alea sau nu știm ce și dacă le-a dus la morar și aveau banii asupra lor, o fi zis, bă, să nu ne fi dat în gât careva că am furat lemnele alea și le-am vândut. Să nu fie pădurarul, să nu fie pădurarul, că le-am furat din pădurea statului. S-ar fi da, gândit uite, așa. Mirela, iartă-mă puțin, avem aici stâna numărul 1 și uitați cam cât de departe este de drumul județean. Avem chiar și un drum de țară, îl observăm aici. Dar nu drumul e departe, de pământ, deloc. Nu este departe deloc, stâna numărul 1. Și avem și drumul ăsta de țară, care drumul ăsta duce chiar până la podul unde ne indica pletosul, da? Că ar fi oprit iapa, că ar fi înfrânat iapa, da? Care prinsese năluc. Deci, practic, el a ieșit de pe drumul ăsta, a luat-o pe drumul ăla, da? Da. De țară. Păi da, da, pletosul ne spune un pic altceva. Că nu ar fi luat-o pe aici, pe la stâna lui Crăcăniș, cu toate că a doua zi împreună cu sora lui Ionuț, unde caută, ne spune patroana de la stâna numărul 2? Fix e te caut aici. Da? Fix până aici, în podulețul da. Ăla și puțin după poduleț, adică păi la dumneavoastră. Și ce, cum ar fi ajuns la poduleț, a... teleportat sau cum? Dacă n-ar fi luat-o pe drumul ăsta? Păi dacă ar fi luat... informațiile între ele. Da, că dacă ar fi luat iapa năluc pe drumul ăsta imediat după ce au intrat pe la stâna numărul 2, da, ar fi luat iapa năluc și s-ar fi dus abia până la pod. Iar aici la pod ar fi stat pe loc. Ionuț fiind undeva, nu știu, pierdut. Nu deja. Știm pe unde. Nu știm dacă aici. Pe porțiunea asta era pierdut, nu? Asta dacă nu cumva a oprit căruța... În drum l-a luat o mașină și el a luat-o după aia pe drumul ăsta, singur. Probabil. Este una dintre ipoteze, dar ne amintim și de multiplele variante ale lui Pletosu pe care le-a dat de-a lungul celor 8 ani, da? Avem o dată declarația lui la poliție. Doamna Aurica, am auzit? Putin, da. Ce a declarat doamna la poliție Pletosu? Păi ce ca și în căruță, nu știi. Poftim? A chicat din căruță. Nu, nu, nu. Ce vi s-a spus dumneavoastră acolo, la Bârlad? Că a declarat pletosul. Că s-o dat să iei bază. Că s-a dat singur Ionuț, nu? Păi nu, în comunicatul de la poliție ei ziceau, dar nu știm cine, IPJ Vaslui, portătora de cuvânt, sau au luat din declarațiile celor doi care sunt la dosar, că nu știu. Dar din declarația lui Pletosul, înțeleg, declarația dată de către IPJ Vaslui și unor ziariști era așa. Băieții s-au dus să cumpere niște nutrieți pentru animale, deși ei s-au dus să vândă niște lemne, da. Da, bun. S-au dus să cumpere niște nutrieți pentru animale, deși zice Pletosul, bă, eu porc n-aveam. Adică urma să-mi iau, dar n-aveam. Bun. După care au venit și au zis că s-au dus la stână că au vrut să fure niște... Să cumpere de acolo forajele. De unde? Da, de acolo, de la stâna. De la stână să le cumpere. Da, de la stână. Și după aia a vrut să fure. Și să ia un balot. Să ia sau să-l fure? Să-l ia. Adică ce înseamnă să-l fure, cum ar veni?
să-l fure un balon. De varză n-a zis nimic. Parcă spunea la un moment dat și ceva de varză, dar cert e că s-a fi oprit acolo, la una dintre cele două. În altă variantă era varză.